Cu 2 săptămâni înainte de Crăciun, în piața centrală din Buzău au fost puși în vânzare primii brazi, iar accentul pică mai ales pe mirosul specific al brazilor românești, care nu lipsește din fiecare casă în această perioadă. Mai înalți, mai scunzi, cu cetina cât mai bogată sau mai rezistenți, oferta de brazi este variată, atât din punct de vedere al caracteristicilor, cât și al prețului. Cu cât sunt mai înalți și ramurile cât mai bogate, cu atât prețul va crește. Pleacă de la 50 de lei până la 80 de lei. Spre exemplu, cum ar fi ăsta 50-60. Altul care e mai... Cum ar fi acesta 50 de lei. Altul mai înalt, mai cu fost, mai cu lăstar, mai 70-80 de lei. Pe lângă brazii românești, unii comercianți au ales să aducă brazi din import. Cu o coroană mai bogată, aceștia au o rezistență mai mare. Brazii din import sunt mai scumpi față de brazii din pepinierele de la noi, prețul lor începând de la 70 de lei și ajung până la 400 de lei în funcție de înălțime. Buzuienii deja s-au arătat interesați de brazii puși în vânzare și unii au și cumpărat deja pomul ce îl vor împodobi de sărbători. De asemenea, cumpărătorii se orientează în funcție de buget. Dacă unii aleg brazii românești, iar alții pe cei din import, sunt și clienți care caută ramuri sau coronițe de brad gata împodobite, buchete de brad și vâsc, diverse decorații din ramuri de brad, prețurile pornind de la 5 lei și putând ajunge în jurul sumei de 30 de lei, în funcție de preferințele cumpărătorilor în ceea ce privește ornamentele adăugate. O să cumpărăm câteva ramuri și mai e ceva. Mai e ceva care luăm, vâsc. Vâsc, așa, că și că noaptea de revenire este pupi sub vâsc ca să ai noroc tot anul. Și luăm vâsc, luăm niște crăcuțe din alea și avem și un brăduț artificial. Și la vârsta noastră, dacă suntem sănătoși, ne mulțumim cu atât. Am plat de plastic și nu mai iau de... Pe lângă brazii românești sau cei din import, sunt persoane care aleg brazii artificiali sau pe aceia care pot fi replantați. Ca în fiecare an, prețurile de vânzare pentru pomii destinați sărbătorilor de iarnă variază în funcție de înălțime și categoria din care fac parte.